Salutare, salutare dragilor, vreau câteva concluzii despre meciul de aseară, un meci pe care până la urmă ne-am atins obiectivul, o calificare, o nouă calificare la un turneu final. Iar lucrul cel mai important este că dacă înainte am așteptat aproape 21 de ani să vedem o nouă națională de tineret Under 21 la un turneu final, iată această performanță se repetă și se repetă imediat la următorul turneu. Lucrul cel mai important este că acești băieți, acești copii, acești, această generație repetă. Sunt sigur că pentru ei și pentru jucătorii care vor dori să facă pasul la echipa națională de tineret va fi o motivație în plus. Adimutu este un antrenor tânăr, un antrenor care uh, venea fără experiență. Uh, cu siguranță nimeni nu avea încredere în el, sau puțină lume avea încredere că va repeta performanța pe care Mirera 2 a realizat-o cu Under 21. Uh, Într-o grupă nu tocmai să spunem așa, ușoară, însă, până la urmă, obiectivul este atins și vor merge la un nou turneu uh, european pentru această generație. Dacă este să vorbesc de câțiva jucători de aseară, într-adevăr, probabil cum ați realizat și voi, Moruțan, Olaru, de departe jucătorii cei mai buni ai naționalei, Mățan, Costache, care din punctul meu de vedere, chiar dacă a marcat, nu este postul lui de atacant, deși am văzut declarația lui Adi Mutu că rolul lui este de atacant, nu poate juca acolo, pentru că în primul rând s-a și văzut în jocul lui, l-am văzut și la echipa de club, deci e clar că Costache, ca și Uh, să spunem uh, rol de avarie sau când mai sunt situații da, poți să joci cu el, însă nu acela este postul lui. Uh, nu poate din punct de vedere fizic, ca și spații să ocupe, deci sunt mai multe lucruri cu care cu siguranță uh, le-ați observat. Ianisagi, din păcate, echip, capitanul echipei naționale de ieri, mult sub așteptări, cu o evoluție sub așteptări, trece într-adevăr printr-o perioadă nu tocmai bună, atât la echipa de club cât și la echipa națională are meciuri sub așteptări, la echipa, națională, la echipa de club chiar de aproape trei meciuri nu mai, nu mai joacă, deci este o perioadă de încercare pentru el. Trebuie să iasă, trebuie să facă totul posibil cu siguranță în perioada în care juca în România la viitor, am văzut foarte multe lucruri bune la el și tocmai asta mi-a dat speranța și am avut cuvinte de laudă de el, însă acum este un moment greu pentru el, un moment pe care trebuie să-l depășească presiunea din partea presiei, presiunea din partea oamenilor, pentru că normal asocierea și cuvintele pe care Gica Hagi le spune despre el creează o presiune fantastică asupra lui însă aici este, așa cum am spus, o piată de încercare pentru el, trebuie să iasă din această situație, așa cum probabil se întâmplă, îi se întâmplă unui sportiv de performanță. În rest, în seara asta, dragilor, avem Irlanda de Nord, Naționala Mare, unde trebuie să câștigăm, trebuie să facem un rezultat bun. Într-adevăr, depindem și de rezultatul Rusia cu Serbia, pentru că iar la fel vom depinde de aceste rezultate dacă vom rămâne în urna a doua pentru tragerea la sos pentru mondialul care va fi, însă vom vedea dacă Mireră 2 va păstra aceeași, același sistem din meciul cu Belarus încercat 3-4-3 sau va merge pe sistemul lui de atac cel mult contestat 4-3-3. Dragilor, bucurați-vă de performanță, pentru că trebuie să ne bucurăm atunci când este o performanță, pentru că a fost multă muncă, multă, să spunem așa, mult sacrificiu, iar asta este lucrul cel mai important. Ca acești băieți, această generație under 21 va merge din nou la un turneu final și sunt sigur că, sau ne dorim cel puțin, să avem parte de aceleași emoții pe care le-am avut la ultimul turneu al Național de Tineret din Italia. Cu siguranță vă aduceți aminte. În rest, hai România, dragilor. Să fie un rezultat pozitiv și în seara asta. Cu drag!